Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Alexandru Stoian, campion național, dublu sau nimic, și de darts în 2013, a fost astăzi cu noi în Mega Mall. E o tehnică specială, nu? Trebuie să arunci cumva, trebuie să ții cumva chestia asta. Este, depinde de fiecare jucător, înălțime, greutate mai puțin, dar după înălțime îți formezi mâna și atunci îți alegi o săgeată potrivită. Trebuie să fie mereu de aceea și are o anumită greutate, cea standard, atunci când participi la concursuri. Deci jucătorii sunt ca și jucătorii de tenis, joacă cu racheta lui de fiecare dată. A, deci și tu joci și ai săgețica ta, da. Norocoasă. Da, și norocoase și săgețile mele, cu care m-am și obișnuit. Și mergi în toate competițiile și participi practic cu același tip de săgeată. De câte ori pot să ajung la concursuri, merg. E vreo tehnică specială, adică faci ceva, arunci, nu știu, eu obișnuiesc să arunc cu bolt, am senzația că se duce săgeata și după aia își găsește singură locul. Sau tragi mai tare, tragi mai ușor, cum faci să nimerești ținta de fiecare dată? Este, tactica o face fiecare jucător în parte. Poți să te apleci mai mult, să reduci din distanță, poți să-ți alegi niște greutăți, niște săgeți mai grele, tot așa, reduci din distanța până la bord. Și acum ori le arunci drept, ori cu boltă, depinde de fiecare jucător în parte. Auzi, îți spuneam și mai devreme, atunci când dădeam aici, eu am senzația că jocul ăsta, ca să nu faci febră musculară, se joacă cu bere. Da, mai mereu o spun că bătrânii dartsului englezi fiind, spune că dartul se joacă cel mai bine între a treia și a cincea bere. Nu știu dacă e adevărat, dar cum ai auzit și tu, probabil. Îți mulțumim tare mult pentru că ai fost cu noi în această după-amiază și te mai așteptăm alături de colegii tăi să ne iei banii la dublu sau nimic aici sau la radio. Da, și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și succes în continuare. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.